O femeie a început să creadă că trăiește în anii 1970, după ce a suferit o leziune cerebrală gravă cauzată de un virus. La început, Ellison nici măcar nu s-a recunoscut când s-a uitat în oglindă și a refuzat să citească ziarele după ce a suferit un șoc când a văzut prețurile din prezent. Nu am putut să înțeleg prea bine saltul în timp dintre epoca în care credeam că trăiesc și realitatea mea din secolul 21, a spus ea potrivit Lead Bible. Femeia din Marea Britanie s-a îmbolnăvit subit în octombrie 2012, când familia sa a realizat că vorbea cu dificultate și nu făcea contact vizual. Soțul ei a dus-o la spital, unde au descoperit faptul că Ellison suferea de encefalită, un virus care cauzează inflamarea creierului. Din această cauză, Ellison, în vârstă de 51 de ani, credea că era mult mai tânără și că se afla în anii 70. M-am simțit amețită săptămâni întregi. Când m-am întors acasă după ce am petrecut 3 săptămâni în spital, cel mai înfricoșător lucru a fost faptul că leziunea mea cerebrală a provocat pierderi extreme de memorie pe termen scurt și lung. Am crezut cu adevărat că eram încă în anii 1970, a spus ea. Această criză tulburătoare de confuzie a durat câteva săptămâni. Treptat, memoria mea pe termen scurt s-a îmbunătățit și cu sprijinul continuu al familiei mele, am acceptat-o încetul cu încetul pe adevărata eu de vârstă mijlocie, căsătorită și cu copii, a adăugat Ellison. Efectiv, a trebuit să reînvăț cine sunt, nu aveam idee unde mă aflu, nici măcar în propria mea casă. Mult timp nu am recunoscut nimic în jur. Problema majoră cu care mă confrunt chiar și astăzi este că nu știu unde sunt. Chiar și astăzi viața se poate dovedi foarte dificilă atunci când oamenii nu înțeleg de ce sufăr de probleme de memorie. Am mai spus aceasta, relatează știri de Cluj.ro.